Ambele echipe au pierdut în urma egalului de ieri, în opinia tehnicianului de la Râmnicu-Vâlcea. Pe de o parte, campioanele, care nu au reușit să se distanțeze de CSM București. Pe de altă parte, Buzăul, echipă care își putea consolida în cazul unei victorii un loc calificant în cupele europene. Florentin Pera a lăudat echipa antrenată de Ovidiu Mihăilă, dar a ținut să precizeze că numai ratările exasperante ale elevelor sale le-au ținut în meci pe fetele de la Gloria. Da, așteptam, Buzău este o echipă bună, însă cred eu că astăzi noi le-am făcut un cadou, un punct care practic nu ajută pe nimeni, nici pe noi, nici pe ei. E practic ca o înfrângere pentru ambele echipe din punctul meu de vedere. Noi am plătit tribut ratărilor, în primul rând am ratat enorm de mult din situație de 1-1, am avut avantaj, nu am gestionat avantajul avut, am ratat mult prea mult și în repriza a doua nici poarta n-a reușit să ne mai ajute. La polul opus, în rândul handbalistelor de la Buzău, s-a instalat deja o oarecare îngrijorare în ceea ce privește recuperarea pentru meciul de mâine cu Slatina. Cel mai probabil, fetele vor face o ședință de vizionare în cursul acestei seri, pentru ca în dimineața meciului să aibă programată o ședință de recuperare. Un antrenament propriu-zis este scos din ecuație, deoarece fetele sunt epuizate după meciul de ieri. Da, cu siguranță. Da, este timp, vă dați seama. Mâine asta vom face și probabil și în dimineața meciului. Să sperăm să ne revenim repede, pentru că a fost un meci destul de obositor, să ne revenim repede fizic și în continuare să sperăm că vom câștiga. Gloria este singura echipă din Liga Florilor care va disputa două partide într-un interval de 48 de ore în urma deciziei Federației de Specialitate, FOR, care a programat meciul cu Vâlcea pe 5 ianuarie, în ciuda memoriilor repetate făcute de gruparea buzoiană.